trei profesori de înot susțin cursurile de la Tabăra Stejaru. Surpriză, printre ei nu se află și Gheorghe Țițeclis, fostul director al CSS și actualmente unul dintre antrenorii care militează pentru înființarea unei secții de natație la Târgoviște. O altă surpriză, antrenorul secției de handbal la CSS, Adrian Apostol, conduce cursurile din tabăra tematică. Domnule profesor Apostol, iată, ați trecut de la handbal la natație, îi pregătiți aici pe copiii care participă la tabăra tematică. Care e atmosfera? Atmosfera este superbă, copiii sunt foarte, foarte receptivi, ceea ce face să mă bucure, pentru că notul este, după cum sper că toată lumea știe, este foarte bun pentru organism, pentru dezvoltare, pentru o creștere armonioasă. Și mă bucur că tabăra este plină de copii, că au venit să pregătească cu noi, că ne-au solicitat cei din conducerea taberelor și ne facem datoria și la not. Notul este, notul fiind a doua specializare a mea. Temperatură mai suportabilă astăzi decât zilele trecute. Da, este ideal pentru a practica notul. Dacă ar fi fost soarele pe cer, la ora asta nu mai țineam copiii în bazin, pentru că arsurile deja se văd la unii care nu s-au protejat cu cremă din zilele trecute. Câți copii aveți în tabără? În tabără sunt 40 de copii momentan care sunt înscriși la not, din ceea ce știu eu, la cursurile de not. Se află printre ei și copii care știau deja să note sau sunt cursuri de inițiere? Sunt cursuri de inițiere, dar am văzut câțiva copii care probabil au mai făcut, știu eu, cu părinții, știau cât de cât să țină la suprafață. Nu știau exact mișcarea corectă a picioarelor și a brațelor, dar știau cât de cât să țină la suprafață. Condiții bune la tabăra Stejaru? Foarte bune, foarte bune. Temperatura apei este foarte bună pentru not. Masa superbă, am mâncat și eu deja aici. Condițiile sunt foarte bune, n-am nimic de reproșat decât laude pot să aduc conducerii taberei Stejar.